Domnule primar Gheorghe Drăghici, iată-ne într-un periplu pe la mai multe primării și putem să spunem că în niciuna n-am găsit lacătul pus. În toate funcționarii publici sunt la muncă, inclusiv doamnele, chiar dacă există percepția că femeile mai stau acasă, mai un cozonac, mai o friptură. Am găsit peste tot, cum spuneam, oamenii la muncă și primarii dornici să-și facă un bilanț al activității din 2018 și să-și creioneze niște proiecte de viitor. La dumneavoastră nu e o exprimare plastică, chiar făceați un bilanț al activității pe 2018. Da, de la prima oră de când am venit, am vrut să-mi fac așa o analiză a activității din cursul anului și să văd ce am realizat din ce mi-am propus pentru acest an în care suntem și ce propun pentru următoarea perioadă a anului următor. Și reluăm ce n-am realizat, pentru că trebuie făcut de și ăștia, faptul că au fost multe intervenții care au necesitat o urgență mai mare, multe au rămas nerezolvate și le reluăm în acest sens. Faptul că, vreau să spuneți că ați găsit cam toți primarii și toate primăriile în activitate, mă gândesc că e și o conjunctură a acestui an, întrucât a fost o perioadă foarte lungă, zic eu, de libere, două zile de lucrat acum perioada asta până în Revelion. De altfel, Revelion este luni seara, iar e o perioadă care și fetele au timp să-și mai rezolve ce n-au rezolvat până acum în legătură cu pregătirea Revelionului. Și zic că toți oamenii este la muncă, iar faptul că este sfârșit de an și că se încheiem și documentele, este o chestie, documente financiare, bineînțeles, trebuie să mai ales contacte, fie să pună la punct, să-și pună toate documentele, să-și încheie bilanțurile între conturi, să le depună la trezorerie ca să-și regleze, așa cum spuneam, conturile. E o perioadă în administrație mai, nu grea, e o perioadă care necesită aceste proceduri pentru a funcționa corect. Să ne creadă telespectatorii noștri pe cuvânt, chiar o să filmăm agenda la momentul potrivit. Până la ce punct ați ajuns cu lucrurile îndeplinite anul ăsta, domnule primar? La lucrurile îndeplinite am ajuns pe agenda anului în curs și așa sunt pentru anul viitor. Am ajuns la 17 la anul în curs, iar acum pentru propunere sunt 22 până în prezent, la care am vorbit cu domnul secretar, să ne mai gândim și alte idei ce e nevoie să facem și că să le punem aici pentru raport, fac un raport și prezint în fața consiliului local. Așa faceți de fiecare dată? În fiecare an se face raportul primarului, care îl prezentăm după aceea la prefectură și până la 31 martie. Dar în ianuarie, la prima ședință, și bag, să-l și comentăm, să-l și discutăm. Și aș putea să spun că încheiem anul bine, nu foarte bine, bine, în sensul că am primit ultima sută de metri niște bani de la guvern, de 2.480.000.000, în care ne-am achitat datoriile ce aveam, că altfel intram în anul următor cu datorii mari, și ne-am mai dat și Consiliul Județean de asemenea 800.000.000 vechi, vorbesc în bani vechi în sensul ăsta, care de asemenea am reușit să ne stăm pe linia de plutire, să intrăm în anul următor fără datorii. Este un lucru extra de mare care ajută comunitatea, până la urmă, nu pe mine personal, e vorba de comuna noastră. De faptul că intrăm anul viitor fără datorii, sper ca din toate punctele ce le-am trecut eu aici, pentru a fi realizate, sper să trec de măcar 15, să trec să ajung la, nu le-ai reușit toate 22, dar 15 să realizăm măcar 15. Și mai spun că mâine am o întâlnire cu cineva din minister, în sensul a mai promova niște proiecte. E vorba de o extindere de apă, niște capete de sat, mai bine scris. Nu am, eu am cam în toate satele am intrat cu apă, dar mi-a mai rămas niște cățele astea micuțe. Iar într-un sat trebuie să înlocuiesc conducta, pentru că s-au construit locuințe mai multe și mi-a rămas conducta
E subdimensionată. Da, e subdimensionată și trebuie să schimbăm conducta de a vedea cu apă cu o capacitate mai mare să aibă toată lumea apă. Și în același timp eu cer și canalizarea în acea zonă. Sunt ceva familii mai, dacă și-au lucrat în perioada, s-au dat seama că sunt mai curajoase, mai dezvoltate. Și mi-a cerut și canalizarea sensul ăsta, la care am demarat acțiunea cu proiectul, cu studiul de fezabilitate. Și mâine, am zis, mâine am întâlnire pe la 10 la proiectul ăsta, ca să mă ajute în sensul de a-l promova așa acest proiect pe ordonanța 28. Sper să le prindem așa cum vorbeam și cum am făcut de multe ori, să le realizăm și acestea. Domnule primar, dacă să încheiați anul fără datorii, câtă echilibristică, la modul figurat, a trebuit să faceți? Vă spun, nu are sens să vorbim de treaba asta, oricum, v-am zis că sunt mai relaxat în acest sens, că am avut un pic de sprijin și din partea guvernului, am făcut adrese, am avut demersuri serioase. N-a fost doar faptul că sunteți primar social-democrat. Nu. Eu am făcut demersuri, numai la domnul președinte la România am făcut, dar restul am făcut la toată lumea demersuri. Și să știți că mă gândesc că cineva mi-a și transmis că din partea comunei lui și-a ajuns 3 adrese în care am solicitat fonduri și cred că unul din... nu din motive, să zic așa, din... aspectul pozitiv că am primit banii, cred că s-a ținut cont și de acele adrese prin care am solicitat fonduri, ținând cont că, mai ales ne legăm iar de Comunitatea de Bătrâni, că noi, comuna noastră, nu e subvenționată primind Centrul de Îngrijire Bătrâni și am solicitat pentru că sunt cheltuieli, probabil că și de acolo au venit aceste cheltuieli care la nivel de comună au rămas neacoperite. Și am primit, Dumnezeu ne-a ajutat și am primit și bani, le mulțumesc și la cei dragi guvern, că au fost de înțeles și mai fac adrese în sensul ăsta că nu mi-e nici rușine și nici frică atâta timp cât lucrez pentru comunitate. Nu lucrez pentru mine, numai pentru oameni în comun să fie bine în comună. Faceți un lucru extraordinar cu aceste mii de bătrâni, domnule primar, dar și dumneavoastră, ca și colegii dumneavoastră care mai au cămine de bătrâni, ar vrea un sprijin mai consistent, așa venit din partea statului român, în sensul că activitatea asta socială ar trebui suportată totuși de stat, de guvernul României. Primăriile sunt prea sărace și vremurile prea tulburi ca să pui un cămin de bătrâni în spinarea administrației publice locale. Cu atât mai mult cu cât nici dumneavoastră și nici celelalte comunități nu au foarte mulți bătrâni de-ai lor, localnici. Este foarte adevărat și vă spun că la ora actuală avem 6 persoane în comună. Și vă spun că mă duc foarte des în perioada, mai ales acum în perioada cât am avut probleme cu energie electrică, m-am dus și am cumpărat noaptea în generator să le avem căldură acolo la oameni. Și mă cunosc oamenii. Și nu mai aveți grijă de noi, să nu înghițăm de frig, să nu rămânem fără mâncare. Cum să rămânem noi? Că tu-i fiu aici și voi fi pe picioarele mele, nu vă las. Să nu vă fie frică și chiar mă gândesc și v-am mai spus și cu alte ocazii că aș vrea să mai răbăresc capacitatea măcar cu 2 saloane și cu o cameră de rezervă, că în aceste condiții mi-aș putea angaja și personalul pentru toate turele. De asemenea, noi avem permanență, dar noaptea nu avem infirmier și aș mai acoperi din cheltuieli. Iar în ceea ce vrește cheltuielile, așa cum vă spuneam, și am făcut demersuri, sunt destul de multe și la Ministerul Muncii, și la Guvern, și la amvoritorii parlamentari ai noștri județului. Dumnezeu să găsească o posibilitate să fim și noi finanțați sau subvenționați comunele care au cămine de bătrâni și nu sunt subvenționate de la Ministerul Muncii sau la Guvern, cu o sumă, măcar cu un procent, de 34% s-a acoperit din cheltuieli, dacă se poate. Că până anul trecut zicea cineva, nu mai spun cine, că avem dreptul conform lege până la 10%, dar mi-a dat 1% din cheltuieli. 1.
Dar nu asta contează, contează să găsim o cale juridică, legală, de a fi subvenționate și aceste cămine, direct să fie repartizat banii numai pentru probleme sociale, să nu vină pentru alte probleme. Am văzut că guvernul ține cont mereu să dau la persoane cu handicap, e foarte bine, n-au rămas fără bani niciodată, dar să gândesc că și aici sunt tot de asemenea persoane, mai grav. Poate aceste persoane sunt chiar o situație deosebită, sunt persoane care tot timpul trebuie să-i schimbi, tot timpul să-i speli, tot timpul... Deci, da, uite, apropo de subiectul ăsta, domnule primar, la Șirineasa, de exemplu, nu la Șirineasa, la Scundu, la Căminul de Bătrâni, bătrânii care sunt instituționalizați și care ar fi beneficiat de pensie de handicap au pierdut-o pentru că s-a considerat că ei oricum beneficiază de îngrijire instituționalizată. La dumneavoastră e o situație similară sau ați reușit să rezolvați? E aceeași problemă, știți, cu persoane cu handicap. Dar noi le-am spus la aparținători că ei o să fie... Cu pensia asta de handicap sau ajutorul ăsta social să le se taie, pentru că suntem o instituție în care e un centru subordonat administrației locale, deci de buget. Și nu e corect. Părerea mea că nu e corect. Și eu zic la fel, domnule primar, pentru că faci un bine, adică te gândești să tai pensia de handicap, dar plasezi responsabilitatea pe umerii primărilor, pentru că oamenii ăștia n-au alte venituri decât pensia de handicap și pensia... Ce mai au ei pe acasă? Și atunci aparținătorii greu reușesc să suporte diferența. Noi avem persoane care nu au aparținători. Nu au. Le-a făcut plătire noi de comună, ca să-i mențină aceia, să-i țău aceia. Avem norocul că au pensii bune, n-au aparținători, dar au pensiile lor, au cont în cec, merge cineva cu ei la rădești la bancomat, la cec, avem un bancomat de cec la acela rădești și se ridică sumele de bancă să se achite partelor de cofinanțare a beneficiarului. Avem două persoane în cazul ăsta și eu mă bucur din suflet că pot să-i ajut, știți, mă duc cu ei la vârță, mă duc la direcția muncii, le fac toate demersurile ca să-i ajut să intre în legalitate, să putem să supraviețuiască acei. Dar v-am zis, nu e corect. Atâta timp cât o persoană cu handicap are și grad de handicap acasă, ce și ea, și are și soțitorul un salariu de întreținător, așa ar trebui și aici să-și aibă și el la gradul de handicap, că și însoțitorul, noi plătim atâtea persoane, vă dați seama, de la medic și până la infirmier, bucătar și tot ce este aici, sunt suportate din cheltuielile primăriei. Câți bani ați cheltuit numai cu Căminul de Bătrâni anul ăsta, domnule primar? Ca și cheltuieli ale comunei, ajunge la peste 4 miliarde vechi din bugetul local, dar facem o precizare că am asistentul comunitar care l-am coptat la cămin ca să nu mai plătim bugetul local și mai am o persoană detașată de la primărie la Căminul de Bătrâni care o plătim pe persoana la primărie. Știți cum aveam noi aici la primărie o fată, un muncitor care se ocupa de o sămânță artificială la bovine, cum se numește, însămânzător, da. Operator însămânzător. Și ne mai având activitate, că nu prea mai sunt vite. Ați recalificat-o. Da, a făcut cursuri și s-am dat acolo, am detașat acolo. Deci, și avem permanență, mai puțin noaptea n-avem două persoane, asistent și îngrijitor, pentru că e numai asistentul, de la 8 seara până dimineața la 6 este asistentul. Iar restul avem de două, chiar și trei persoane. Înțeleg de la specialiști că cu fiecare bătrân instituționalizat se cheltuie lunar cam 25 de milioane lei vechi, în jurul sumei ăștia. Da, s-a ajunge acolo, dar noi ca o familie, ne rugăm ca într-o familie, încerc pe cât pot să reduc din cheltuieli. Mă refer la igienizare,
fac cu băieții mei cu care pot și cum pot. Mă refer la masă lemnoasă, mă duc și iau cât pot cu bani, cât mai puțin. Ca anul ăsta mi-a dat ocolul, băbem, că am avut pe raza comune aici niște parchete, cu bani puțin. Deci cu 2.300.000 vechi metru cub, nu s-a găsit pe nicăieri în România. Eu am luat de aici, de la oficial, cu factură, cu astea, 2.300 metru cub. Și am aprovizat și căminile, și primările, și școlile, de asemenea și cărbunele. Când te uiți pe statistică și te uiți pe calculator și faci investigație, vezi oferta și vezi prețul de crapă sufletul în tine, eu am reușit să iau cu 2.000.000 metru tona adus acasă. Pe câtă vreme te uiți la oferte, la 2.700 fără TVA la acolo la depozit. Și în sfârșit eu am caut toate variante să reduc din cheltuieli și tăiatul și depozitatul. Și ăsta facem tot cu oameni, mai am și o 6-4 oameni, 4 familii la ajutor social și îi folosim pe acești oameni la aceste lucrări de depozitare a lemnului, de spargere a lemnului, cărbunelor. Iar bătrânii cât mai contribuie din pensia lor? Cu bătrânii până la ora actuală, până în această lună, deci acest an a fost 1.000 de lei, de la 1 ianuarie, în baza de Consiliul Local, am ajuns 2.300 ca să mă acoperim din cheltuie, că nu ne mai puteam suporta atâtea cheltuie, exact ce vă spuneam. Și au ei posibilitatea să-și plătească? Mă par, deocamdată nu avem nicio contestație, dar noi am vrut cu aparținătorii care au, iar cei care sunt în cămin vorbim cu ei. Nu avem nimeni cu obiecții, deodată astăzi... Făcut față de 25 de milioane, cheltuielile efective e la jumătate. Iar la mine, știți cum e, ca și primar, o treabă și locală e lege când vine și eu trebuie să o respect și o aplic. Asta este. Mi-e hotărât de guvern în România și o aplicăm toată lumea, la mine hotărât de local, de asemenea, eu trebuie să o aplic. Am fost în cămin de mai multe ori, fără să vă anunțăm, curat căminul, mâncare mirosea atât de frumos încât îți venea să mănânci, îngrijiți bătrânii, se vedea că sunt iubiți, realmente, ca într-o familie, deși oamenii ăia, unii dintre ei, sunt atât de bolnavi încât nu se pot ridica din pat. Da, sunt persoane care nu se pot ridica și le dă mâncare cu lingură, le dau asistențe și cu îngrijitorii. Cu infirmierii mei le dau mâncare cu lingură. Sunt câțiva care nu pot să descurce. Dar cu toate astea, am zis, se ocupă de ei, spală permanent, avem mașini de spală, dar uscătoria este afară în faza asta, dar avem spațiu de călcat acolo, de lingerie, de toate astea, îi schimbă, dacă se întâmplă de două, trei ori, îi schimbă pe zi. Adică nu pot să vă spun eu niște prostii, că vă duceți dumneavoastră sau altcineva și se vede că nu miroase. Sigur. Deci e curat, este igienizat, este aerisit, este... Și de-aia mă gândeam că dacă Dumnezeu mă ajută, anul să-și revea cele două saloane să le fac. V-ați acoperi cheltuielile, adică va fi mult mai ușor cu mai mulți bătrâni. Da, s-ar mai acoperi din cheltuieli, pentru că trebuie să ai personalul necesar pentru toate turele și de specialitatea respectivă. Iar în condiția în care sunt mai mulți, mie ne-aș acoperi, v-am zis, o persoană ați mai angaja, sau chiar două maxim, dar ați mai interna 6 persoane. Și în afara celor instituționalizați, domnule primar, câți bătrâni sunt singuri în gospodăriile lor pe care n-are cine să-i viziteze, cărora n-are cine să le deschidă ușa? N-aș putea vă dau o statistică, dar să știți că sunt destul de mulți. Unde am considerat că e nevoie, le-am apelat și le-am spus că mi se părea că un loc în cămin merge în acutare, aici se întrebăm că e singur. Are copil sau doi, dar plecați în afară și bătrân sau bătrâna e singură. Și am apelat, unii au venit, alții nu au venit. Înțelegeți? Și am zis, bă, când vă hotărâți, ne spune, dar nu cereți mâine să te intre, pentru că n-am un spațiu liber. Facem așa o prognoză, știți? Am eu spațiu liber și cum am spațiu liber? Primate, bineînțeles, noi facem intervenția la oameni din comună. Și dacă cumva nu găsim oameni din comună, atunci primim și din afară la cererile care sunt, că sunt cereri depuse, cu număr de telefoane, îi sunăm,
despre ce să-și facă documentele și asta e. Asta e viața. Deci, până la urmă, să știți că... Toți ajungem aici, neputincioși. Nu e de râs și asta e o situație de generală a României, pentru că tineret nu mai e. Oamenii îmbătrânesc pentru că asta e. Nu, dacă ar rămâne așa pe acolo, ar fi bine. Deci, generația de oameni a tânără a plecat, copiii nu se nasc, e o problemă foarte critică, să știți. Eu nu știu că v-am povestit, eu când am luat comuna în 1992, aveam 600 de copii și acum am 170 și cu cei care sunt în plasament de pe aici. Conform legii astea, legea 76, s-au dat copii în plasament, deci avem copii. Sunteți unul dintre cei mai longevi primari post-decembriști, domnule Drăghici. Da, din 1992 sunt primar aici în comună. Am lucrat cu oamenii, alături de oameni, sunt cobor la nivelul tuturor. Îi ascult pe fiecare și să știți că foarte multe proiecte le-am promovat de la influența dumneavoastră. Dumneavoastră spune, două, ar fi bine aici, dar ar fi bine, gata, am notat, hai să mă apuc să vedem cum procedez. Și vine propunerea, deci noi, eu îmi fac documentația și am promovat foarte multe lucruri de idei venite din popor. Cunoscându-vă de atâta mare de vreme, domnule primar, știu că niciodată, indiferent care a fost componența Consiliului Local, n-ați avut opoziție în sensul destructiv al cuvântului. De fiecare dată, proiectele dumneavoastră, repet, indiferent cine a făcut parte din Consiliul Local, proiectele astea au fost aprobate în ideea că toate au mers spre binele comunității. Doamne, atâta timp când lucrez pentru comunitate și n-ai niciun interes personal sau de grup, nu sunt motive să le respingă. Nu sunt. Deci tot timpul, dar niciodată n-am făcut asemenea. I-am văzut pe consilierii dumneavoastră împreună și la tăiat de porc, și la Consiliul Local. Deci fiind realmente oameni de locului. Dar suntem consăteni. Nu contează culoarea politică. În primul suntem oameni și consăteni. Noi ne întâlnim permanent. Și dumneavoastră se întâlnesc unul cu altul. Dar nu ne punem noi, adică să ne dușmănim unul pe altul, că unul este la un partid și altul la alt partid. Așa a fost conjunctura, așa au pătruns ca și consilieri pe liste, ca să poată să promoveze, că nu puteau toți pe acea listă, că știți cum e să ia primii din listă, în funcție de numărul de votanți, și ca să câștige mai mulți, nu m-a deranjat cu nimic, că sunt de la mai multe partide, că chiar nu mă deranjează, mă bucur. Dar mă bucur că sunt din toate partide și gândim și ne dezbatem probleme și le judecăm și unde sunt probleme, împreună le găsim căile de a fi realizabile. Că vin cu propuneri și cu care... Eu nu acceptați propunere indiferent de la cine vine. Nu vorbim cu politică, ori de om. Că dacă omul spune, băi, nu mi-ar fi bine și cu n-am trăit, nici nu mă gândi, nici n-am idee ce culoare politică are. Bă, nene, bă, liber, dacă mi-ai zis că e bine și vrei să facem, hai să vedem cum e cu podul ăla, vedem? Mergem acolo, constatăm, bă, cred că ar trebui să facem așa. Așa ne facem. Sau am, cum spune, o rigură, o alimentare cu apă, un drum, și niciodată n-am respins. Le mai amânăm, dacă nu sunt bani, le mai amânăm, dar ca să zic că nu le facem, nu există așa. Spre exemplu, acum, la ora actuală, suntem în pragul de modernizare recent de imagine public. Ca să intrăm și noi în pas cu lumea, am încheiat un contract cu o firmă de asta, distribuitoare de lămpi cu LED-uri, mi-a adus lămpile și mi-a promis că în 17 decembrie se apucă de montaj. N-am reușit să se apuce, că s-a pus zăpada și n-am reușit și să opresc curentul. Am avut probleme foarte mari cu energie electrică în zona noastră, pentru că a nins foarte, cantitate foarte mare. Și le-am depozitat de la mine, într-un atelier acolo, sper că după 7 ianuarie să vie să le monteze, în 200 ne montăm și noi. Consider că, și vedem, care e potențialul, care e imaginea public, ce putere are. Primarii sunt mulțumiți, că se face și economie la factura de energie electrică. Absolut. Pe lângă calitatea bună a iluminatului. Dacă, oricum, ca și reducerea de costuri, este aproape la jumătate. Dar mă gândesc că dacă nu va face față și
am o putere financiară în funcție de bugetul care va veni anul viitor, deci în 2019, chiar mă gândesc de acum să le mai suplimentez încă cu un număr egal cu cel care l-am avut încheiat contractul. Avem 230 de lămpi montate până în prezent. Dacă v-am zis, dacă vine un buget ca să mă pot descurca, și îmi cer scuze, mii de scuze că zic eu mă pot descurca. Eu, e vorba de comună, de administrarea comunei, nu e vorba de comun de mine personal. Dacă mă ajută, aș mai cumpăra 200, aș mai încheia un act național pentru încă 230 de lei, ca să terminați să facem și noi o lucrare, să aibă un confort toată lumea. Și nu mai aprindem luminile cum le aprindem acum cu ceasul și băgăm cu celulă fotoelectrică. Deci, seara să aprind când se întunecă și dimineața să sting când se... Adică să fie iluminatul bului pe toată noaptea. Iar unde avem camerele, avem două camere performante unde preia și numele la mașini, noaptea, băgăm camere de putere mai mare. Să fie o lumină mai puternică, să nu mai fie probleme. Și de când am băgat și camerele stradale, să știți că trebuie să schimbă, să vede, să simte. Să simte pulsul, să simte lumea mai în siguranță, nu știu, e ceva, e ceva în plus. Adică întotdeauna vii cu ceva ca să-l ajuți pe unul, să-i dai în cap, cum să zice. Asta e... Vorbeați despre Nisor, domnule primar, și la momentul respectiv, făcând noi periplu pe la mai multe localități, toți primarii se plângeau de proasta colaborare cu distribuitorul de energie electrică, de lucrări executate cu întârziere, de lipsa de reacție rapidă din partea acestuia. Dumneavoastră, cum v-ați descurcat? Doamna Elena, stați un pic să nu generalizăm problema. Nu a fost o situație simplă. Și nu a fost numai în comuna Roiești. A fost peste tot, e limpede. Deci, eu când îi sunam, că vorbeam cu domnii ingineri direct, am un telefon la domnul inginer la Drăgășani cu care vorbeam direct, că prin telefonia la acest nu pot să... Deci nu se putea, nu avea nici semnal, mai vorbim că era ocupat. Nu avea semnal. Iar la un moment dat, neavând curent, nu aveam noi semnal. Nici noi nu avem în comun aici. Dar am apucat, am vorbit, și am dat deranjamente cum le-am avut, aveam foarte multe deranjamente, au venit oamenii, dar vă spun că în 19, din 16-17, a căzut rețeaua de înaltă la noi. A căzut un copac pe rețeaua de înaltă, rețeaua aia de merge peste dealuri, de stâlpi metalici, a căzut un arbore. Și de aceea s-a întâmplat necazul, a doua zi a venit dimineața, la 7 până la 11 curent, după aceea s-a întrerupt datorită faptului că cei de la CIS și cu ISU au venit și au luat rețeaua la picior, că n-au pe unde, că e vorba peste dealuri, prin păduri, și la picior au mers kilometri întregi cu drujbe spinare și au tăiat arborii ca să se dea la o parte după rețele să se descurcă. Deci a fost o întârziere obiectivă. A fost obiectivă, deci nu putem să-i acuzăm, nici în nicio formă, și mai spun că am avut și întrerupere colective și întrerupere parțial colective și întrerupere numai familiale. Vă spun că au venit firme din Balș, din Craiova, venit și au suplimentat forțele de aici, din zona noastră, că nu făceau față. Deci nu vorbesc numai că a fost numai la noi. A fost zona asta, Oltenia noastră, a fost o situație mai delicată. Deci nu putem... A nins cât n-a nins total. Păi v-am zis că m-am dus la trei generatoare noaptea. M-am dus la cămin de bătrân la generator, am luat la școală generator, am luat la primărie generator, bă, ne rămâneam fără, a rămas fără curent, dar vedeți ceva, că rămâi cu copiii în frig, nu se poate. Și mi-am cumpărat generatoare. Și m-a dat jos la Dumnezeu, mi-a dat Dumnezeu și banii, îi le-am fără să știu cifra de bani, apar, n-aveam, știam că va fi o rectificare, dar le-am luat, cum vă spuneam și mai înainte cu alte date, că mă cunosc cu multe societăți comerciale și am fost serios, am fost corect, le-am explicat și mai bine ca a doua zi au venit și cifre și de-am zis, gata, o rezolvă și cu asta.
Cum spune românul, ați lăsat loc de bună ziua. Absolut. Adică nu mi-am bătut de nimeni, am fost cât de cât corect, iar spus, noi dacă poți să mă ajungi, mă ajuți, acum dacă eu ți dau bani, uite-am la votare, mă poți ajuta, mă poți suporta, cheltuielile astea să mă porți. Cum am făcut și cu centrala la școala Ciocârtei, când mi s-a spart centrala termică, cazama centrala termică, am vorbit cu o firmă, cum vă spuneam că s-a întâmplat vinerea, am vorbit cu o firmă și bă, marți poți să o aduc. La rândul lui a dat telefon, ce știu la, de unde le aduce, știți? Și am venit, marți a venit și, a, și le-am montat până seara. Dar i-am spus, banii îi dau pe martie când vine bugetul, bine, nu rezolvăm. Noroc că au venit banii și am decontat și pe ăsta și a fost mult mai mulțumit, vă dați seama. Dar vreau să zic că nu m-au lăsat oamenii să rămân... Până la urmă, tot la nivelul relațiilor personale se rezolvă lucrurile, domnule primar. Trebuie să-ți lași locul de bună ziua. Și că dacă îți lași locul de bună ziua, găsești înțelegeri oricând și oriunde. Nu îți lași locul de bună ziua, nu găsești. Și cum o spunea și dumneavoastră, faptul că sunt ani în urma mea aici și am fost de-a lungul anilor cât de cât corect și vertical, s-a dus și vestea, numai că am și colaborat. Dacă zice, da, e primarul, sunt primarul, îmi pune, uite, așa, așa, vă rog, să mă ajută, dacă pot. Da, bă, te ajut, am auzit de mată, că ești băia bun, că ești cum serios, că... Adică, și dacă n-am avut tangenții niciodată, deja s-a dus izvorul ăsta în popor. Și spune, da, trebuie să fii serios, să fii corect, că nu ești corect, nu e bine. Socialistul Constantin Rotaru spunea cu mândrie că partidul domniei sale a reprezentat o pepiniere importantă, serioasă, de primari, care au confirmat de-a lungul timpului că sunt și buni gospodari și oameni sufletiști. Păi dacă nu e gospodar, nu stă. Deci dacă nu ești un om gospodar să faci ceva în comună și să fii aproape de oameni și să înțelegi, nu stai patru ani, patru ani oamenii te schimbă. Dar dacă ești cum vorbim, mă, lângă ei și ești și faci ceva pentru ei, că de fapt asta e menirea noastră, să le creăm oameni cu condiții mai bune și să le reducem cât se poate cheltuielile financiare, întrucât sunt foarte, foarte săraci. Și să fie aproape social de ei, cu probleme sociale, cum vorbea acum, să-l ajuți, să ai preț de cost mic, să ai apă, să ai canal, să ai asfalt, să aibă lemne, să aibă tot ce trebuie, lumină, când ai... Păi omul săracul când dă telefon la acest, apasă pe tatăl tău, dar de unde? Sau o jumătate de oră. Păi dar nu știe. Și vine la noi. Și în ultima perioadă, când nu mai răspundeau, am dat pe mail. Am făcut cel din partea fiecăruia care am avut probleme, cu număr de buletin, cu codul, factură. Și ne-am dat pe mine și atunci am venit de la Craiova, a zis întăritul și a venit și a ajutat echipele din Vâlcea. Deci, eu vă spun, pentru prima dată din atâția ani, când a venit întăritul din alte județe. Dar au venit și au remediat, la 10, la 11, noapte a venit. Au sunat oameni, domnul, uite, au venit. Păi, au venit că trebuia să răspundă la solicitare. Bun, deci sunt și exemple pozitive în relația asta. Da, deci nu putem să acuzăm că n-a venit la timp. Nu se poate. Sunt 1000 de probleme și eu 3 echipe. Cum să duc? Dar v-am spus, s-au făcut eforturi de simplu, mi-am cerut scuze, cerea scuze că îi sunam, domnule, în ce scuze, știu ce e. Uite, dar am și eu aici, am problema asta, uite, așa, așa. Da, nu m-am înțeles, hai că vedem unde pe unde sunt echipele, să îi trimit și acolo. Și veneau câte trei, dar veneau. Au lucrat și noaptea, să nu... Asta e situație care nu e neprevăzută și trebuie să o remediez. Iar activitatea noastră asta e să rezolv problemele acolo când sunt deosebite și să stai în dispoziție până să rezolvă. Asta e. De aia vă spuneam și de azi. De acele pensii, spuneam, nu pensii speciale, că nu e corect pensii speciale la primar, la viceprimar se aprecieze. Că ei stau în picioare în orice moment când sunt probleme deosebite. Stau tot timpul, dacă când sunt probleme deosebite, el trebuie să fie primul acolo și trebuie să plece ultimul de acolo, să a remediat problema. De aia și ar fi bine să fie catalogați ca și persoane cum sunt în
poliție, Ministerul de Interne, persoane civile, că sunt luați în cădere ca și în armată, știți? Mă refer la personalul de la, ce am văzut în lege, de la granițe. Sunt foarte multe persoane care au luat civil, care sunt luați în cădere ca și personalul angajat. N-ați propus parlamentarilor dumneavoastră, domnule primar? Am făcut demersuri. Până la urmă și domnul președinte a chemat pe toți primari, avem cu idei, mai, toată lumea avem cu idei, cu păreri, s-a găsit o formulă, așa, mai complexă. Eu am avut o idee, altul a avut o altă idee, fiecare, și le-am pus pe hârtie. Acum vedem ce va fi. Mă rog, dacă va fi, va fi, dacă nu. Dar e păcat că vă spune că public vorbesc, că nu e nicio rușine, asta este, se vor vedea rezultate la alegerile europene acum în primar. Dacă neglijează această clasă de oameni care au o mare responsabilitate, o neglijează și își bat joc de ei, așa cum de fapt s-a procedat până acum, că noi avem un salariu mai mărișor de un an de zile. Până aceea am avut salariu de mizerie, minim pe economie. Și o bătut joc de noi. Și dacă nu au grijă de această mare clasă, s-ar putea nici mai mult mai fie făcut bătuță. Că nu se mai pun la vot. Nu se mai duc la vot, că dacă noi din teritoriul nu vorbim cu oameni și discutăm cu ei să vină și lăsăm așa în voia întâmplării, nu mai. Dumneavoastră tot timpul ați avut niște procente mari și pentru partid, dar și ca prezență la vot, domnule primar. Da. Europarlamentarele sunt niște alegeri extrem de ciudate, pentru că și europarlamentarii nu se pot lăuda cu foarte multe lucruri în sprijinul locuitorilor României. Activitatea lor e... Nici nu-i cunoaște. Eu am... întrebarea a fost să cunoaște 2-3 europarlamentare. Eu personal, dar restul nu știe. N-au trecupace și nu trec. Numai la mine, vorbim la nivel național. Dar de-aia vreau să vă vedea și la prezidenția țării. Vă spun, dacă nu se gândesc parlamentarii noștri să facă ceva și pentru... Eu nu vreau, eu vreau spor de vechime, conform codului muncii. Și eu muncesc. Ca și orice om din România, de ce nu-mi dă spor de vechime al meu? Că eu muncesc. Dar lucrurile par simple. De ce să aveți indemnizație și nu salariu? Păi da. Să-mi dau spor de vechime, că 25% de cam. Dar dacă ați avea salariu, ați avea și sporul de vechime, așa, având indemnizație. Păi da, de ce să-mi dai indemnizație mie? E de mine să dau la Consiliul Local, că într-adevăr vin o zi, două, trei pe lună. Eu lucrez, eu muncesc, eu răspund, dar Consiliul vine, da, de acord sau nu de acord. Da. Și n-ați aflat un răspuns la atâtea sesizări pe care le-ați făcut, domnule primar, de-a lungul timpului? Haideți să vă dau un răspuns, ca să compar un pic, ca să vă dați seama unde am ajuns și unde suntem. Am intrat într-o situație gravă cu deșeurile, gunoaiele, foarte gravă. A venit o firmă cu care am plecat, cu care aveam de contract, să ridice gunoaiele o dată pe săptămână, cu o scrisorică că el nu se poate încadra în prețurile de cost pentru colectarea deșeurilor și să mărim prețul. Asta a făcut în baza ordonanței 45, care s-a dat acolo o putere, ca acolo operatorul nu se încadrează în cheltuieli, să fie plătit din bugetul local. Adică să ia o dată omului banul, că ia cu berea la și o descargă, și să ia o dată mie consiliul local pentru aceeași lucru. Și eu nu sunt de acord. Mai mare numărul de abonați. Am încercat să fac contracte, mi-au cerut pubere. Cele de cer pubere nu au pubere. Și uite, așa s-a întâmplat, până nu au mai venit. Nu au venit, în proces, m-am dus la o altă firmă, vine și Neandra instituție publice acum. Și am făcut solicitare la Ministerul Mediului, la Ministerul Muncii, la Ministerul Dezvoltării, la Guvern, la Mediul, la Județean, la Curs Județean, la Prefectură. Dom'le, chemați-ne să discutăm o dată care sunt prețurile pe tonă, pe kilometru, vedem ce se întâmplă, să putem să intrăm într-o legalitate națională, că altfel nu intrăm. Și am, pe tema asta, m-au plasat până la urmă la ANRSC la Slatina, am vorbit cu un domn care se ocupă de treaba asta, la care răspunsul a fost ca la început, așa cum vorbim și de treaba asta cu
cu spor de vechimație. A rămas vorba ca la început. Nu știe nimeni nimic. Și am spus, domnule, de-aia să plimbă, domnule, gunoaile din Vâlcea, în București, din București, în Brăila, din Brăila, la Alba Iulia și la Alba Iulia la Cârbojul. Cu cheltuielile aferente. Pentru că legislația, m-am uitat, te duci la articole, te învârte ferarea dracu de lege, de la legea cutare, la articolul cu la hotărâre de guvern, la ordinul ministru, la ara, și de fapt au plimbat această lege cum plimbă gunoaile de plimbă sau gunoaile de țară, dumne, că asta e legea, să o plimbe. Ai ce mai zis? Dumne, hai să dăm mai concret. Să înțeleagă și la deștept și la prost. Bă, nene, asta ai de făcut, asta o faci ca să rezolvăm problema națională a deșeurilor din România. Mai mult decât atât, am zis, eu știu că trebuie făcute niște stații moderne de reciclare, toate anexele serioase ale lor, dar pentru termen lung, pe termen lung, dar pe termen scurt, dar simt posibilitatea, așa ne-am uitat pe internet, am găsit o firmă întuși, care au utilaje de incinerare a deșeurilor, chiar și animală, numai hârtii și vegetații, și incinerează și animale, la 72.000 de euro. Eu m-am uitat la o capacitate pentru comuna mea, așa, la 2.000 de lei, eu am 2.200 de locuitori, așa, 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 cam ce îmi trebuie. Și îmi dau pe această capacitate. Cât costă ofertă 72.000 de euro. Dacă vrei să îi beneficii de apă caldă și de căldură, mai vine cu niște anexe, cu ce au ei pe acolo, toate astea, și le poți să utilizezi apa și căldura. Dar aia mai înseamnă încă 100.000 de euro. Deci 170.000 de euro cu toate anexele. Și am zis, dom'le, hai să căutați adresa asta, dau un număr de telefon, vorbiți cu oamenii, hai să vedem unde, dacă putem să-l luăm, să le cumpărăm măcar una pe o zonă. Una pe zonă. Să se vadă că e un exemplu de bună practică. Nu, una pe zonă. Pe zonă înseamnă 4-5 comune. Să adunăm măcar, să rezolvăm pentru un moment, până se va face stația asta mare. Din Vâlcea. Stația mare în Cluj. Stația mare. Adică marile stații cum vor dumneavoastră să facă. Nu știu ce vor să facă, dacă vor să facă sau nu vor. Dar am zis că pentru un moment, deci pe termen scurt, am putea să te facem treaba asta. Eu mă gândesc, din punctul meu de vedere, că dacă mi-ar da posibilitatea să cumpăr una de 3 milioane de lei, dar să pot să o utilizez, să pot să o folosesc, să o utilizez, să-mi spună ce condiții trebuie să îndeplinesc, ce distanțe, unde o pot să amplasez. Că dacă e vorba să preiei și căldura și apa, înseamnă să nu o depărtezi prea mult de sate. Păi duci la supra lung și n-ai făcut nimic, pierzi căldura până în conducte. Dar groapa de gunoi de la Roiești, ce să mai vorbește de ea? Consiliul de Țean sunt până mă ocup eu. De-aia vreau să și vorbesc pe termen scurt. Și eu m-am gândit, mă gândesc că fac și eu calcule așa, dacă mi-ar da posibilitatea să cumpăr eu una, eu comuna Roiești, eu când zic eu zic comuna, nu eu, personal, comuna, aș da doamna societatea Roiești Pres pe lângă primărie, aș angaja 2-3 persoane și aș putea să lucrez, îmi vine și utilajul ăsta care îmi vine acum, iar mai cumpăr o remorcă și aș colecta eu gunoaie din comuna mea, aș mai lua încă o comună care ar aduce și el, care ar lua și taxe cum ia și ăștia, dar poate pe jumătate, transportul, distanțele se micșorează, vă dați seama. Una să fie de la Vâlcea să ia, de la Stănești să-l ducă la Alba Iulia să o reduce și alta să... Dar trebuie colecta selectiv gunoiul ăsta, domnule primar, sau la grămadă? La grămadă, vorbim de prima fază acum, până să intrăm noi cu stația asta mare, selectiv și asta. Dar și selectiv putem, că până la urmă e interesul societății, unde vreau să ajung. Angajam 2-3 persoane, puteam să îi pun acolo să lucreze la... Că e un căzenel, domnule. E o sobă, până la urmă, 1300 kg pe oră incinerează. Bine, are niște filtrele, e făcut în parametri, în condiții... Bun, și dacă soluții sunt, de ce nu dați bice? Lipsă de bani. Eu am propus. Eu părere personală. Și eu aș putea, în condiții în care aș da drumul și la asta, să angajez, cum vă spuneam, două la societate,
două, trei persoane să lucreze aici și aș putea să curete și de la Roiești, și de la Stănești, și de la Răpușata, și de la Lădești. S-a rezolvat o problemă zonală. 3-4 comune cred că le-a rezolvat în zona noastră aici. Și aș putea să merg și selectiv, pentru că, vă spun eu, încep să-i apară interesul. Bă, peturile, găsesc firme care le cumpără, le pun deoparte. Obligatoriu trebuie să cumpăr o presă, să le presez, să faci un baloc. Sau cartoane, dacă sunt cartoane, de asemenea, le pui separat, că să găsim o altă firmă și să-i faci alte venituri separate. Și de atunci, și așa, dacă ele vin la grămadă, noi, aici, la secția asta, sau stația asta de unde o folosim, o să avem un grup de oameni care le selectăm. Că cei oameni scot banii din produse secundare, care le vând în altă parte, știți? Și s-a scos și salariile. Și mai dai până la 5 oameni? Contează. Mai sunt 5 oameni angajați. Și sunt lângă casă și nu mai pleacă nu știu pe unde. Și mai cresc și pe acasă câte ceva. Își văd și copiii și educă și familie, cum sunt ca orice om, își crește și ceva în gospodărie, un animal, un porc, o pasăre, dar nu mai pleacă și uită și de părinți, uită și de copii, uită să destrămează, cum s-a întâmplat, se întâmplă așa de multe ori, când vezi copii rămași ai nimănui și părinții pleacă și plecând și stând o perioadă fără să-i invadă, uită de ei. Uită de ei și rămân ai nimănui copiii. Uită fără să vrea, nu că vrea. Asta este. Ochii nevăzuți, nu știți cum e. Și eu la ei mă gândesc, mai creez și locuri de muncă. Și în același timp am face și ordine și curățenie. Nu mai vreau să zic, eu când zic asta, nu zic pentru lui, eu zic pentru comunitate, în ansamblu. Eu așa văd lucrurile, eu n-am zis niciodată pentru mine, vreau pentru noi. Așa, ăsta e felul meu. De ce nu mai eu să beneficiez? Să beneficiez toată lumea. Proiecte mari, importante, v-ați notat pentru anul 2019, domnule primar, sau da, proiecte pe care puteți să le gestionați mai ușor? Da, vă spuneam de un proiect care l-am și depus solicitarea pe 7,9 km de asfalt și ăsta am segmente, nu am un drum anume și am segmente în cele 16 porțiuni în cele 10 sate să le asfaltăm unde am zone mai aglomerate și cu drumul ăla de ziceam, colateral pe lângă drumul național. Dacă Dumnezeu mă ajute și mâine și mai vorbesc, că de-aia mă ajută pe la București, vorbesc cu asta, dacă intră în faza următoare, în anul următor, și aș mai dori să mai fac o extindere de canalizare, cum vă spuneam, și apă, să-l bag și pe ăsta. Și restul care sunt astea mărunțele care le facem și pe plan local. Nu trebuie să cer bani mulți de la guvern. Astea ne gospodărăm și noi. Și mai am un proiect de o bază sportivă. Dacă nu intră și ala care e depus, altfel, dacă nu intră, sunt, parcă am gândirea să mă apuc de el cu plan local, cu nimic de local. Am voință că vreau să le fac. Așa cum am făcut căminul cu Dora, n-am primit un leu de nicăieri. Un leu n-am primit. V-am zis, eu am făcut de 7 ani, am făcut documentația și am trimis-o la București, proiecte, să fac și un cămin cu Dora, nu mi-a dat niciun ban. Și în urmă zic, bă, stau, mă apuc și îl fac și gata. Și l-am făcut, atunci l-am pus în funcțiune, l-am dotat, l-am mobilat, este în condiții optime. Mă bununți. Acum mi-am cumpărat și instalații de frig, să am aer condiționat, așa, și să am unde e punctul alimentar, unde își pregătesc cu oamenii meniurile astea. Mi-am cumpărat și acolo frig să nu fie căldură, să se strice alimentele. Să strice alimentele. Când fac aperitivul acesta, am făcut raftură, sunt condiții, doar nu lux, dar sunt omenești și în parametrii care se poate să funcționeze. Domnule primar, de-a lungul timpului a fost unul dintre cei mai tranșanți primari pe care îi cunosc, cu riscul de a vă supăra șefii de partid, cu riscul de a aduce un pic de umbră așa în relațiile cu ei,
De fiecare dată ați spus ceea ce ați gândit. Eu cred că e momentul ca primarii să lase disciplina de partid deoparte, să fie mai curajoși așa, pentru că nu mai ieși în public și vorbind despre probleme, mai poți să mai rezolvi din ele. Doamna, eu n-am ținut cont de vreo, adică eu ce văd eu și cum cred eu, eu îți spun punctul meu de vedere. Dacă nu e bine, mă corectează. Dacă e bine, eu zic că ai bine. Și nu, nu mi-a fost nici jenă, nici frică. De ce să mi-a? Așa văd o problemă. Și am avut și discuții cu domnul președinte, dar până la urmă treburile s-au ameliorat. E bine, acum îți mulțumim, v-am zis, mi-a dat o cifră de bani care mai bărișoare, aproape ca la alte comunități. Cred că a ținut cont și de suitarea mea și cu căminul de bătrân, cu cheltuielile. Și m-a înțeles și, bă, ce îți dau, dau un pic mai mult ca la alții, dar nici prea mult, că n-am de unde, că ăștia-s banii, domnul președinte. Nu am zis eu să, dar oricum, să prind și eu ceva, că la fel mă blochez total. Și aveai și de la guvern ceva bani și am zis, am ieșit și sunt și mai vesel acum, că altfel eram așa mai supărat, vă dați seama că nu pot să... Așa, dacă sunteți vesel, să încheiem discuția noastră într-un ton optimist, domnule primar, și să profitați de prezența noastră pentru a face dedicațiile pe care le credeți, urările pe care le credeți locuitorilor din Grăbiști. E normal, doamna Zeancă, și dacă nu spuneați și tot așa vă rezolva, faptul că dumneavoastră ați venit și mă bucur din suflet că ați venit și vă rugat de câte ori treceți pe aici, treceți pe la mine, că mai aflăm de ceva, exact ce spuneați dumneavoastră, cu mine stau de vorbă mulți parlamentari care vin în teritoriu, directul de întreprinderi, colegi de-ai mei care sunt mai noi și din domne, e pramata mai viu, că am de învățat. Am de învățat. Vă spun cu mâna pe inimă că și domnul director care plecat să delegeze stat în minister la Bronsilva, domnul Mihailescu. Domnul Mihailescu a venit până la mine și domnul, e un pramata mai viu, domnule. Eu am ce învățat, madame. Adică eu sunt omul direct, nu mă feresc. N-am de ce să mă feresc, de ce mă feresc, mă aud, era sau ora. Eu așa văd problema. Și când îi spui omului, adevărul ce este pentru locuitorii comunei lui ești. Și nu numai, atât cât acestea se văd de iarnă. Să ne dea Domnul sănătate, să fie sănătoși, să-și crească copiii și nepoții cu bucurii, să fie alături de ei, să le dea sănătate multă și la copii. Am fost la sărbare, că dacă nu m-am expus la școală, deosebit de frumoasă, cu un program artistic local, cu îmbrăcați în costum național local, autentic. Și au vorbit, și au avut o scenă în limba engleză și nu știu dacă nu v-am spus, e pentru prima dată când în comuna noastră s-a jucat o scenă într-o limbă străină. Este un lucru extraordinar de frumos din partea colectivului de profesori de la școală. S-au ocupat și mai vorbesc că au trecut 60 de medalii, peste 60 de medalii la toate programele artistice, sportive, educaționale. Deci se ocupă, vreau să spun că se ocupă. Și le urez și acestor copii și la toate cadrele și toți oamenii din comuna lor și multă sănătate, multă fericire, să vă dau fericire în continuare. Și la cei care sunt plecați în afară și sunt tot din comuna lor, că de multe ori văd și aceste programe noastre, să fie sănătoși, să fie cu gândul în România și în localitate, pentru că și noi vrem să facem ceva în țara asta, că dacă nu facem, să știi că nu văd. Și pleacă toți afară, noi nu o să prosperăm niciodată. Trebuie să ne luptăm, că asta e viața. Vă mulțumesc frumos pentru discuție, la mulți ani, sărbători cu bine! Mulțumim frumos și noastră și mulțumesc că ați dat până la noi și am avut ocazia să transmit și la locuitorii mei multă sănătate și sărbători fericite. Sănătate multă și tot ce vă doriți și noastră și întreaga lume, până la urmă, să fie sănătoasă ca asta. Vă mulțumim!